Să trăiesc bine ați venit. Bună ziua! Nu prea pot să mă duc. Bine, știu. Mă rog, să ne lăsăm. Pare bine și mă bucur. Pare bine că te văd. Ce faci? Servus, Dani. Mă bucur să te văd. Nu, poate lasă că... Mă bucur să te văd. Și chiar ne face plăcere că stăm. Da. Uite pe loc. Uite pe loc aici. Noi avem steaua la geamă acolo. Da. Aaa, ce frumos. Mă bucurăm că te cunoaștem. Personal, te-am văzut în anumite emisiuni, dar acum emoția este mult mai mare. Te-am văzut că te-am un pic cu echipa națională care știi că s-a calificat la campionatul european, numărul 4, întoarce la 6. Daș? Da, eu cam fost portar când am jucat fotbal, dar fiind prea mic de înălțime, nu. Nu știu dacă vrea de la tine, că tu bine că ai jucat și la Steaua. De la mine că am dat vreo 60 de goluri și la Steaua. Tragi din vârf, scrie tu pentru unde ai și o dăm cu susținut, așa cum facem de obicei. Așa. Chiar dacă eram de față cu dânsul, îi spuneam. Eu din meciul ăla cu Brazilia îl schimbam. Nu mai, îl lăsam pe exterior în poartă. Păi da, uite. Nu, și la penaltiul aveam nevoie de el. Stelea a prea foarte bine, cel puțin mai bine, primele bine, două meciuri senzaționale. Adevăr că mai erau zile cu Elveția, da, înțeleg. Și ne-am dorit la următorul meci al echipei naționale, dacă avem acceptul tău, Dani, să te invităm la un meci al echipei naționale. Să ai un Paște fericit, sărbători fericite și să ne vedem cu bine la noastră la fel. Toate cele bune. Și sănătate. Asta. Mulțumim, fel și ție.